piciorului. Așa. Apropo, am văzut că vis-a-vis de, cum ai zis tu, circul ăsta, m-a făcut să mă uit la niște analitice și am găsit pe canalul meu o mare intersecție de oameni care se uită și de pe alte canale, știi? Și am fost șocat să văd că sunt anumite canale care sunt din categoria asta de oameni care preferă divertismentul, circul, lucrurile respective, știi, cum le prezenta și Cezar, cum făcea și tu referință și poate și Sami într-un fel sau altul, știi? Și mă întrebam cum poți să faci distinție cu treaba asta, cum poți să... Că, na, aia, sunt acum 8.000 de abonați, știi? Dar parcă mai bine te simți cu 2.000 sau 3.000 de abonați care ești pe aceeași lungime de undă. Cum reușești să transferi din spațiul ăsta foarte generos în ghilimele, să rămâi doar cu comunitatea care contează. Aveți idee? E greu. E grea întrebarea, Gabriel, e greu sau nu vrei să dai un răspuns? Nu vreau să fiu rău, dar eu cred că uneori ne implicăm prea mult în și pierdem prea mult timp și efectiv pierdem timp în chestiunile acestea cu YouTube, cu Facebook, cu educarea apicultorilor, cu alte chestiuni. Constat că deși cunoașterea există în ziua de azi, că este foarte accesibilă, că lucrurile sunt destul de clare, adică nu, acum 10 ani cunoașterea în domeniul varroa, tratamente disponibile pentru apicultorul din România erau mult, mult mai puține și inclusiv chestii gen acid oxalic erau niște povești așa care sunau frumos despre ea cu bio sau alte chestiuni. Acum lucrurile sunt mult evoluate și cu toate că există toată cunoașterea, există acces la aparatură de tratament, la orice, zicea Mahomed un lucru, ca să nu citești doar în Apocalipsă, să citești din Coran. Și Mahomed spunea că niciodată nu vei putea face pe cineva să vadă un lucru dacă el refuză să deschidă ochii. Ori dacă facem apicultură cu ochii larg închiși, orice ai încercat tu sau Cezar sau oricine altcineva este în van. Sunt câțiva oameni care, da, vor învăța, vor încerca să înțeleagă, și o mare masă care așteaptă să le dai rețeta, să le divulgi secretul, să le spui ce medicament secret îl pisez cu nu știu ce naiba și cu ocazia asta scapi de puiet varos, ce antibiotic nu iese la analize și poți să-l dai, vei vedea aduci din Republica Moldova sau din Ucraina un antibiotic de la care nu se mai fac tratamente pe aici, că e interzis de 80 de ani Uniunea Europeană și alte chestiuni, și ăla e secretul, sau ce matcă minunele vinzi și dacă ai aia o să fac miere din pietriș și din flori de gheață o să culeagă polen de la geamuri la minus 20 de grade dacă se poate. Deci astea sunt. Cine vrea să înțeleagă are de toate. Din păcate apicultura, oricât am discutat-o noi, este totuși finită. Sunt câteva lucruri care se fac în apicultură. Dacă le faci bine pe acele câteva chestiuni de bază, apicultura devine foarte simplă. Și vrând nevrând ne vom tot repeta și vom deveni plictisitori, inclusiv noi, care vom spune încet cu încet, o spunem oricum cam aceleași lucruri. Și așa că oamenii, dacă vreți ca să găsiți cum se cheamă asta, sau să existe mulți urmăritori, o comunitate vie, trebuie să vii și să spui o mulțime de prostii cu enfază, cu credința, face asta și îți garantez că o să faci 100 de kg de miere dacă faci asta acum, dacă scrii chestia asta o să vezi că o să ai foarte mulți doritori de secret, de metodă minune, de naiba mai știe ce, și vor rețete. Rețeta succesului. Faci asta, asta și asta. Le dai pișul de vacă,
dar nu spui la nimeni că le-ai dat și o să vezi că dispar toate bolile. Așa au zis nu știu care cercetătoare de prin India. Aia e soluția. Le pui o banană și banana aia le dă lor potasiu. Eu văd puțin lucrurile distincte. Mulțimea de urmăritori pentru mine este mulțime de urmăritori, iar comunitatea nu este același lucru cu mulțimea de urmăritori. Într-o comunitate, cred că poți să împărtășești idei, poți să ai schimb de idei, poți să ai sugestii, poți să accepti critici. Într-o mulțime de urmăritori, vii acolo, vergi veninul tău. Cum ți-am dat exemplu pe acel cel din Baltă, pardon, Claudiu Baltă din Târgu Jiu, știi? Măscărici, ok, n-a avut nimic de a face, nu l-am înjurat de mamă, nu l-am înjurat de tată, nu i-am încălcat găina, nu a băut o bere cu mine sau un suc cu mine, nu ne știm personal, știi? De parcă ne cunoșteam. Și de asta vreau să văd care ar putea fi diferența într-o gașcă de asta de oameni care își va să veni nu ca pe Facebook și așa, și cum să faci diferența între ele. Că mă gândeam atunci dacă ideea asta ca să ai urmăritori, și apropo, asta era critica unuia care, mă rog, că știi și tu că nu are rost să mai spun că și pe tine te critica și pe mine și pe alții, așa, era că nu avem view-uri. Dar scopul meu nu este de view-uri. Scopul meu este să ne simțim bine ca băieții la o bere, să vorbim despre apicultură, să schimbăm opinii, să vedem ce perspective diferite avem, poate venim și cu noutăți. Uite, am făcut o întrebare de control la filmulețele pe care le-am făcut în ultima vreme cu tratamentul de acid formic. Cred că de pe la Târgu Jiu am tot vorbit, sau cel puțin de la Berindei, am făcut vreo 4-5 videouri cu tratamentele formice, știi? Și am pus întrebare. Cum se dizolvă corect acidul formic de la 85 la 60? Pui acidul peste apă sau apa peste acid? Uite că am un mesaj de gestionat. Nu-mi răspunde nimeni, nu? Eu nu pot să dau răspuns că eu nu-s cu formicul. Nu ești cu formic. Adică Bine. n-am folosit niciodată. Las pe tine, pe Cezar l-am văzut că folosește. Gabriel, nu știu. Hai să-l las disponibil mesajul ăsta, deși YouTube, bă, ce bine le merge inteligența la YouTube. Inteligența artificială. Da, scuze, eu vorbeam de singur acum, începeam să dau răspunsuri. Nu, deci chestia este foarte clară. La orice acid, nu doar la acidul formic, la orice acid când se face o diluție, se toarnă acidul peste apă, nu invers. Pentru că altfel vei avea o reacție cu multă eliberare de căldură și s-ar putea să fie și destul de periculos. Adică îți calculez, am învățat toți la chimie cum faci concentrațiile la soluție, am avut capitol separat la chimie când eram în clasa 7-a, 8-a, și întotdeauna parcă 495 de mililitri, dacă nu mă înșel, la un litru de 85%, deci pui apă, 400, mă corectez dacă greșesc, 485 de mililitri de apă, nu, 95, poate 95 ml de apă, peste care torni un litru de acid formic de 80% și vei obține 1,495 litri de acid de 60%. La 65% trebuie făcute calcule, ceva genul ăsta. E Așa. chestia aia cu densitate, grame pe mililitru, trebuie să faci calculul. Nu știu exact. Nu știu exact cât ies cantitățile, dar cam așa se face. Ei, mulțumesc de răspuns. Imaginează-ți că în acel filmuleț n-am primit niciun comentariu vis-a-vis de cum se face diluția, știi? Și de asta este diferența între comunitate. În comunitate, poate am eu o chestie la capul. Nu mi-aduc aminte, am un lapsus sau am amnezie sau Alzheimer de la cum se cheamă când ți-o intra neamțul în cap când vorbeau două bătrâne, știi? Și atunci
comunitatea tot timpul este în sprijinul tău. Urmăritorul ce face? Este acolo, găsește ceva de amuzat, ba, găsește, este critic, ce îți dă cu hate-ul cap și aia este. Că tot încercam să definim ce este ideea de viewer și ce înseamnă să ai o comunitate și să fie în sprijin. Uite, comunitatea am văzut-o când am fost în vizită la Cluj. Comunitatea am văzut-o când am fost în vizită la Jebel, da? Comunitatea am văzut-o și prin alte mici orașe unde dacă mi-am share-uit, share locația și am spus că pot să beau o cafea cu cei care au vrut să ne vedem, ne-am văzut și am fost comunitate la o cafea sau la o bere sau eu știu la ce alte discuții le aveam. Uite, a pus Florin B, a pus aici cum se calculează. Deci asta vreau să spun ca să se facă diferența vis-a-vis de subiectul ăsta de circ și de viuri și de toate astea. Și chiar m-aș bucura cei care, să zicem, se regăsesc mai mult într-o parte a altor canale să se dezaboneze de la mine, că nu, eu nu câștig nimic din view-uri, nu câștig nimic din abonuri, nu câștig nimic din like-uri, ca să lăbărim și pe treaba asta, că nu ăsta este câștigul. Unde este câștigul? În ideea aceasta de a găsi, uite, Cezar a ridicat mâna. Hai să las pe Cezar să spună, ca să nu spun eu unde este câștigul. Cezar. Mulțumesc. Aici aș avea și eu ceva de spus, pentru că am trecut în ultimele 2-3 săptămâni prin niște episoade, unele provocate de mine intenționat, și, mă rog, am vrut să văd și niște reacții, am vrut să văd și cum ne poziționăm. În sfârșit, Manipulatorule. nu e nicio manipulare, doar am așteptat un feedback, un răspuns. Eu am fost chiar violent într-unul din filmulețele mele, dar nu credeți că m-am trezit într-o dimineață nervos. Nu, e calculată atitudinea. Dar ce vreau să spun este altceva. Am observat și să știți că tara asta o am și eu, adică o avem mulți, dar mai ales într-o anumită parte a lumii, chiar civilizate. Să vă spun și care este. Și nu este o vină neapărat. Deci, încă o dată, eu nu învinuiesc pe nimeni, pentru că și eu sunt la rândul meu în aceeași oală. Să zicem că domnul Petruc îmi arată o filmare, o poză, orice, sau exprimă un punct de vedere și eu îi spun așa, mie nu-mi place ce ați făcut la stupul 2 și cred că ar trebui să faceți altfel. Acum sunt două atitudini. Domnul Petruc poate să zică, dar ce ai băi cu mine, ce... Cum îți permiți tu să-mi spui tu mie că n-am făcut bine la stupul 2? Adică să înțeleagă din ce am spus eu, din critica mea, că m-a referit la domnul Petruc în persoană sau ca persoană, sau poate să zică, în viziunea mea, acțiunea a fost corectă, dă-mi argumente să văd unde am greșit, dacă am greșit. Adică domnul Petruc înțelege că eu m-am referit la niște acțiuni ale domnului Petruc, la niște atitudini sau la niște afirmații și nu la persoana dânsului. Înțelegeți? Eu am avut surpriza neplăcută să văd că dacă am un punct de vedere la adresa, pe apicultură vorbesc, la adresa cuiva, celălalt spune, da, m-aș jigni foarte mult. Cum adică, dacă nu sunt de acord cu Ionel Nistor, cu Gabriel Petruc sau cu oricine altcineva, sau cu președintele țării, înseamnă că îl jignesc, dacă o acțiune pe care eu o consider greșită și în felul ăsta îmi arăt sprijinul pentru respectivul om criticând-o, zic eu, constructiv. Adică, uite, cred că ar trebui să faci așa, sau să te gândești și la altă variantă. Cum am ajuns noi să credem? Ai pierdut semnalul, nu te-am mai auzit. Cum am Da, ajuns noi să credem? acum, chestia simplă e următoarea. Noi pierdem adeseori Da. în idealismul nostru, pierdem adeseori din vedere sau nu vrem să observăm o chestie, că suntem români. Și că există în lumea asta multe popoare care au cumva o vocație consensualistă. Ei încearcă să găsească întotdeauna o soluție care să fie în regulă pentru comunitate.
și și-au format chestiunea asta în secole de istorie. Este pe olandezii, dacă aveau un folder din ăla cu un dig, digul ăla îi proteja și le reprezenta interesele tuturor. Trebuiau cu toții să contribuie la repararea, întreținerea digului. Dacă aveau de făcut o lucrare care implica o inundație, o inundare a terenului sau ceva genul acesta, trebuiau cumva să fie toți de acord, chiar dacă aveau unii de pierdut mai mulți decât alții și încercau să găsească o formă de a se compensa unii pe alții, ca să fie cu toții de acord și tendința lor este să lucreze bine în echipă, să poată forma coaliții, inclusiv de partide, care să fie și funcționale, și este altceva. Noi, din păcate, nu avem chestiunea asta. Noi avem o filosofie de să moară și capra vecinului. Adică, de multe ori, nu mă doare pe mine că mie e rău. Mă doare mai mult că altuia este bine. Dacă cineva arată ceva bun, trebuie să-i găsesc și eu măcar un cusur acolo, iar ăla evident că va reacționa cum va reacționa. Eu prima dată când am intrat pe un grup de apicultură, prima dată, în prima zi, țin minte și acum, era alt tupar Adrian Blăguiescu, undeva la Floarea Soarelui, țin minte imagine la marginea unui lan. Familii foarte puternice, avea caturi, arătase el acolo ceva, nu mai țin minte ce, erau stupi puși așa în linie la marginea lanului. Și atunci am văzut o mulțime de mizerii spuse, că ramele sunt negre, că ai nu știu cum, că ăla stă înclinat, că el ai pus direct pe pământ, că naiba mai știe ce. Inclusiv cineva ca așa cum e activ, care i-a spus niște mizerii. Și primul lucru care l-am spus, prima lecție care am învățat-o eu atunci a fost: ok, eu nu o să fiu niciodată la mine stupină. Mi-am călcat după aia, am mai făcut poze, că am încercat să impulsionez oamenii să crească mălci, am mai făcut ca să exemplific etapele unei metode de creștere și să arăt chestia asta, dar atât. Pentru că am constatat că nu are niciun rost să te expui și să intre în tot felul de discuții tâmpite, cretine, cu niște oameni preocupați doar de a semăna rău în jurul lor. Oamenii sunt de două feluri. Unii care în viața lor văd frumosul și încearcă să răspândească frumosul și binele, și alții care văd doar răul și urâtul și încearcă să-l scoată în evidență răul și urâtul. Pentru că asta văd ei. Fiecare dintre noi îl judecă pe celălalt și asta în toate aspectele vieții, rețineți chestia asta, după chipul și asemănarea lui. Sunt oameni care sunt foarte preocupați de bani. Ei își vor explica toate comportamentele tuturor oamenilor din jurul lor din perspectiva interesului material. Dacă tu mergi la un astfel de om și spui: uite, este terenul ăla viran, hai să ne adunăm mai mulți, să-l curățăm, să-l nivelăm și să facem un mic parc ca să joace copiii noștri, omul preocupat de bani se va gândi: bă, oare ce combinație are ăsta acolo? Oare cum vrea să mă prostească ca să mă implic eu și din banii mei să-și facă el un teren care după aia să facă el vreo combinație cu dânsul? Deci asta este gândirea unui astfel de tip de om. Alții sunt preocupați foarte mult de prestigiu și imaginea lor. Au, nu știu, orgolii de acelea nemăsurate. Trebuie să te adresezi cu titluri, cu... O să vezi chestia asta la foarte mulți oameni simpli. La o școală, dacă mergi, portarul este domnul Aurel, femeia de serviciu este doamna nu știu cum, secretara este doamnul nu știu ce, și directoarea e directoarea, proful de mate e proful de bate, dar acei câțiva oameni țin foarte mult. Dacă cumva la doamna Aurica, nu i-ai spus doamna Aurica, ci i-ai spus Aurica de la curățenie, dacă poate să treacă mâine pe la noi sau ceva de genul ăsta, să facă aici puțin ordine, ai jignit-o de moarte. Dacă ai un astfel de om, te va ține minte cât trăiește. Sau orice alt, e greșit numele odată într-o prezentare. În loc să spui domnul profesor Vasile Ixulescu, ai spus domnul profesor Greculescu. Gata, deja e ca o jignire cruntă, care altcineva poate nu ar trece peste chestia asta. Deci oamenii sunt diferiți. Și rețineți că fiecare om îl judecă pe ceilalți din propria sa perspectivă. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Sunt oameni care ca muștele vor căuta căcatul în tot ceea ce văd.
Alții vor căuta florile ca albinele, dar unii caută căcatul. Și orice vor face se va raporta la căcatul ăla. Scuze că am divagat iarăși. Ce condamn în tine este ce urăsc în mine. Sau ceva de genul ăsta, spunea un autor. Nu, eu n-am inventat Corect. eu. N-am inventat eu. Iar la ce spunea Cezar, la un moment dat, cu acele persoane, cu acel citat, încercăm, eu am întâlnit pasajul ăsta și în John Maxwell, și în Dale Carnegie, și la Jim Donnan. De asta nu știu care este autorul original, că nu am reținut, sau ceva spus de genul ăsta, știi? Așa. Legat de planul scris, nu ținut în minte. Planul sau scopurile sau țintele, bine, fiecare cum îl percepe mai clar. Așa. Până la urmă, rețelele astea sociale pe care noi ne dorim ca să, în idealismul nostru, să le transformăm într-o comunitate mare și frumoasă, adesea nu sunt decât așa un fel de hârtie de turnesol care arată cum suntem noi de fapt. Pentru că în spatele tastaturii a unui ecran, de multe ori ne manifestăm așa cum poate nu ne putem manifesta liber în societate, și arătăm cine suntem noi de fapt. Iar unii dintre noi sunt așa cum sunt, care țin să-i spună, nu știu, lui Mărgărit că e sclav pe plantație, și sunt anumite frustrări care trebuie să iasă la suprafață și pe care oamenii nu se mai pot reprima și le scot la iveală și își umplu viața cu astfel de lucruri. Asta e situația. Și trebuie să ne... Era o imagine cu sfatul unui motostivuitorist pentru lume. Treci peste. N-ai altceva de făcut. La orice de genul ăsta treci peste. Mi-am adus aminte vis-a-vis în contextul ăsta de spus de tine, când a trebuit să... Nu, mi-am dorit și chiar și a trebuit, că asta e diferența ce îmi definește că sunt sub dictatura lui Trebuie, să ajung să organizez la Craiova întâlnirea în care am avut doi invitați, Cristian Bratu și domnul Radu Guțescu, și îmi puneam problema și îi spuneam, măi, eu mă implică, nu mi-e rușine să fac treaba asta, dar am vreo 7 pe listă care m-au promis că mă bat. Problema mea este că, nu că mă bat, dar pe care să-l pun să mă bată primul, ca să ai întâietate, știi? Da. Și niciunul din cei 7, 9, ba, unul a venit și-o dat mâna și m-a felicitat că a fost bine organizat întâlnirea de acolo. E bine că a scăpat nebătut. Toți ceilalți i-am și căutat, credem, am avut niște sticle de hidromel, i-am căutat pe unii dintre ei, că treia să stăm față în față ca bărbați, știi? În final, au rămas cu mai multe sticle de hidromel, i-am văzut ceafa lui răposatul Nebadea Claudean, l-am prins din urmă și m-am putut să mă bucur să-i ofer o sticlă de hidromel la Craiova atunci. De asta spun că, cum spuneai și tu, întăresc ce spuneai și tu și spunea și Andrei Ignatov sau alții, în spatele unui nickname sau în spatele unui avatar, suntem eroi, dar față în față lucrurile se schimbă. Eu îți spun o chestie, am aflat un sfat de viață așa de la o colegă care mi-a spus, vezi că întotdeauna în viața asta hoțul se teme de hoț și curva de curve. Și fiecare te va vedea, ți-am spus, din perspectiva lui. Cât despre bătaie, am avut așa un moment în care am participat la o întâlnire politică la nivel înalt, în care erau toți primarii de municipii, toți președinții Consiliului Județean, niște oficiali guvernamentali și un președinte din Consiliul Județean, nu o să-i dau nume, a zis, bă, știți ce e cel mai rău? Era o discuție așa mai directă și mai deschisă, așa. Cel mai rău e că la mine în județ, aproape oriunde aș merge în afara orașului, dacă cobor din mașină și este un om cu furca pe câmp, ăla vine la mine să mă bată, băi. Să știți ce e mai rău? Care dreptate să mă bată? Nu, discuția era despre faptul că s-a început să multe lucrări pentru un fond guvernamental, după care a venit perioada asta cu pandemia și lucrările au întârziat, nu au fost materiale disponibile, nu s-au putut lucra
După care valoarea lucrării s-a modificat foarte mult și practic cam toate șantierele respective erau blocate, că erau fost licitate pentru un preț care între timp nu mai acoperea nici pe departe costurile pentru realizarea sa și multe drumuri care erau proaste au fost stricate, decopertate ca să fie refăcute și au rămas așa, nici proaste cum erau înainte, dar practicabile, nici modernizate. Contractorii au abandonat de multe ori lucrările, au reziliat contracte și era o întreagă nebunie și încă nu s-a rezolvat nici acum multe din astfel de situații. Dar ăla era un moment de sinceritate a unui om care spunea adevărul și interesant e că erau acolo 16 consilieri județeni și cam toată lumea spunea că cam așa e și la ei. Deci sunt și astea de momente. Uite că trebuie să-i răspund la un singur răspuns pe care îl dau în seara aceasta, Gigi Margi. M-am gândit să postez și eu pe YouTube. Am pus un mic film, dar acum m-am răzgândit. Să nu mai spun. Da, poate fi o idee să nu te spui. Ideea de a posta pe YouTube o faci dacă ai câteva scopuri sau ai în spate o anumită motivație. Mă simt dator să spun geneza acestei activități pe care a ajuns la peste 3000 de videouri pe canalul ăsta. Aveam în comunitatea de Târgu Jiu trei frați, doi bărbați și o doamnă care erau apicultori. Pe băieți, pe bărbați îi chemam la o cafea sau le spuneam ce am văzut pe la Asociația Apicolă, ce s-a vorbit, ce asta. Oamenii nu prea aveau nici chef să primească de la mine, nici poate n-aveau nici timp. Dar într-o iarnă, doamna respectivă, sora lor mai mare, care e cumva i-a tras în apicultură, pe unul știu că l-a și ajutat financiar să-și cumpere stupii, mă rog, ceva de genul ăsta, mă sună și spune să nu cumva să spun tot, are nevoie totul să mă întrebe ceva, dar să nu știe frații ei că mi-a devoalat situația și mi-a dat niște situații dificile. Unu, nu hrănise toată augustul și nu tratase albina cu nimic, că stupii lui n-au luat varoa și au o suficientă hrană. Și în sfârșitul lui decembrie mă iau stupii de foame și era gerul bobotezii ce face le dă hrană. Iar al doilea n-a reușit să ajungă la stupii, a rugat proprietarul casei unde avea stupii să ducă să curețe zăpada la ordiniș. Când s-a dus omul, probabil era zăpada înghețată și cine știe cu ce a lucrat acolo, o pată, termină copii, au murit vreo 10 familii. Și atunci mi-am dat seama, dacă oamenii ăștia n-au primit informația direct de la mine, trebuie să o fac cumva în spate, mascat, fără să le fie spus orgoliul lor că trebuie să ia informație de la mine. Cum mulți mi-au zis că mă dau mare, de asta am făcut canalul. Nu, am făcut canalul și acolo am expus multă informație. Unele, dacă mă uiți acum la vechile mele filmulețe, da, par prostii și unele chiar sunt. Alte ori trebuie ca să răspund la un comentariu că dacă pun întrebări proste sau fac pe prostul, dar uneori trebuie să pui și întrebări proste sau să faci pe prostul ca să, pe unii numai așa îi poți să-i provoci, este o treabă retorică sau de pamflet. Și asta este, deci, Gigi Margi, dacă ai un anumit motiv, n-ai de ce să nu postești. Dar este adevărat, când postești, te spui. Te spui cu mizeria, uite, care de-abia acum o săptămână am adunat-o din stopină, că n-am avut nici timp, nici chef să fac. Ionel, hai să spun o chestie scurtă de la mine din județ. Am văzut o filmare cu o școală proaspăt renovată, arăta foarte bine și era șoc și groază, noaptea minții au pus uși la ferestre. Ce se întâmplase? Era pe niște fonduri făcută renovarea respectivă pentru a obține autorizație de ISO, aviz ISO. Ca să poți obține după aia autorizație de construire, să poți face lucrarea, s-a solicitat într-un scenariu de securitate la incendie, s-a solicitat panouri anti-incendiu, ceva de genul ăsta se numesc. Dacă scrii pe Google, într-adevăr seamănă cu niște uși. Dacă ar fi avut poate un sistem de închidere care să nu semene a clanță, era și mai bine. Dar toată presa vuiește, nu că niște oameni au făcut un proiect, habar n-am cine sunt, că au investit acolo în școala aia, dintr-o comună, dintr-un sat. Habar n-am, 1 milion de euro, habar n-am cât au investit acolo, că arată foarte bine, că au niște condiții extraordinar de bune, ci toată lumea a spus noaptea minții, proștii, tâmpiții, retardați au pus uși la ferești. Asta se vede, asta se va vedea
Faptul că, nu știu, ai un puiet mai împrăștiat, mai puțin compact, o ramă mai neagră, n-ai răzuit frumos toată ceara din pe crescături sau mai știu ce, aia se va vedea și pentru mulți, ca să nu spun, nu le spun proști direct, aia va conta, nu faptul că tu investi ceva bun și frumos, ceva care să le fie util, care să-i ajute, nu. Pentru și ăia care sunt așa nu sunt 1, 2, ei sunt majoritatea. Reține. Și atunci, la un moment dat, te descurajezi și spui, dar ce-s mai prost, așa n-am timp. Îmi petrec orele pentru ce? Ca să înrăcesc gura degeaba? Să mai fac și filmări și editări și alte chestii? Pentru comunitate pot să fac o chestie, pot să încerc să explic un lucru, nu știu, cum am făcut și eu, am promovat acid oxalic când toți îmi spuneau că e o proveste. Pentru că am folosit la mine, am văzut că chiar funcționează și chiar ajută și chiar face diferența. Și asta nu e acum, ci în 2016-2017, acum ceva ani, când nu erau atât de mulți. Sau, la fel, am descoperit prin 2013 ceva genul ăsta, Bukfa, și am spus, băi, dar o iernat foarte bine. Toată lumea spunea că nu, Bukfa-ul nu e adaptat iernii noastre, nu e aici 2000 de ani. O să ne moară toți stupii la iarnă, ăla e bun, dar nu știe să facă ghem iarna, tot felul de chestiuni de genul ăsta. La prima generație este o albine extrem de agresiv, ies africanizat, nu știu ce se întâmplă. Astea erau discuții de atunci. Și am zis, băi, știți, eu am încercat. Țin minte, l-am la Iași, prin 2014, la o masă cu mai mulți apicultori, așa, și n-au avut ce face. Nu știți, eu am încercat Bukfa și nu-i chiar așa cum înfierăm toți, adică am făcut roiuri, s-au dezvoltat foarte bine, au iernat ca lumea, chiar arată bine. Eu sunt încântat de Bukfa. Deci erau doi din vaslui, se uitau la mine, mă gândeam că urmează să mă bată. Noroc că nu sunt chiar micuț și mai eram și cu încă cineva care nici el nu era micuț. V-ați adunat. Dar V-ați adunat în nume să fiți dacă aveam gașcă. talia, luam și bătaie. Crede-mă, atunci la Nu? masă, nu mai apucam să ies de acolo. Nu-ți face griji. Oameni ca tine i-am văzut cum fugeau. Asta e, nu? Acum nu pot să fug că am piciorul De aia spun, de teagă. nu te lua de mine, că mă vezi cum sunt cu mâinile agățate de gulerul tău, chiar, știi? Apropo, de lucruri care să nu le faci ca mine, știi? Mai câteva serii în urmă m-am dus să reprospătez acidul formic la standurile la, sau coloanele de magazii cu miere. Și, na, acolo în magazia aia n-am lumină. M-am dus cu o lampă de cap și să pun cu seringa acidul formic. Și cum m-am grăbit un alt, am pus, fiind la înălțime, ce crezi că am pățit? Mi-au Te-ai sărit așa, stropit. pe față. Oleu. Da, pe față. Imaginează-ți ce repede. De asta îmi spuneam când vorbeam să ai lângă tine ochelari, mască, mănuși și bidon cu Apă, apă. da. Și bidon cu apă. N-a fost mult că sunt bun la sări peste obstacole și alergat pe scări, așa, și m-am spălat, am ajuns în casă, m-am spălat. Și pe față, și pe... Am fost bine, știi? Dar îl simțeam și pe obraz, și pe buze, și îl simțeam acidul cum reacționează. Și poți face prostii, deci oricând poți face prostii. E, dacă spun că asta prostie am făcut-o eu, îți dai seama, nu spun ca să mă descritez, ci să evit pe alții să facă aceeași prostie. Deci eu am pățit când erau discuții despre acid oxalic, acum vreo 6 ani, habar n-am cât, erau tot așa, îmi trimite cineva mesaj, îmi pare, nu știu dacă, cred, dacă l-a salvat sau nu, și îmi spune, da, am făcut tratament așa cum ai spus tu, am pus nu știu câte linguri de acid oxalic, nu știu câtă apă, nu știu câte linguri de zahăr, și a ieșit ok și bine și așa, și m-am înfiorat, dăduse bine, așa la o estimare, peste 100 de grame. Deci așa au înțeles că o lingură are 5 grame, asta 5 grame lingura și au pus nu știu câte linguri, 7 linguri sau nu știu cât, și nu știu cât au pus de zahăr ca să iasă lui socoteala. Mă rog, siropul 1 pe 1 însemna un kilogram de zahăr la un litru de apă, ceva de genul ăsta, nu mai știu cum a ieșit și eu și concentrația și m-a speriat, adică de foarte multe ori tu dai informația corectă. Încerc să o explici și de asta am preferat să fac un fel de ghiduri în care să pot să umplu câteva pagini în care să explic așa, pentru că tendința pe Facebook
sau la un filmuleț care încerci să-l faci să fie cât mai comprimat, să nu țină prea mult, este să încerci să comprimi informația și tu poți controla ceea ce spui tu, mai puțin poți controla ceea ce înțelege altcineva. Și de multe ori, indiferent cam ce încerci să faci, cineva s-ar putea să înțeleagă altceva. Și după aia totul să fie la vinovat că omului lui albine. Încercam să-mi aduc în aminte expresia pe care ai spus-o tu de literatura mea de dezvoltare personală a gospodinelor, știi? Într-una din cărți, nu știu dacă Dale Carnegie, sau mă rog, alt scriitor, vine și descrie o expresie, o situație. Ah, nu, e povestea când un director, un decan anunță că anunță profesorii că va trece cometa Halley și să adune studenții dacă nu e umbră, să-i adune pe curtea școlii, dacă e norat, să-i adune în sala de sport să poată să vorbească și să le prezinte treaba asta. Și arată ce înseamnă comunicarea de gură în gură la un moment dat la ce s-a ajuns, știi? Asta este una din ce spuneai tu. Iar o altă treabă, iar foarte așa interesantă, bine, eu nu spun toată povestea, stârnesc interesul, cine știe povestea să o caute și eventual să mi spună în comentarii. O altă poveste, tot la fel un pasaj, cum era citit și interpretat de un student la teologie, cum era interpretat de un filozof, cum era interpretat de un muzician și cum era interpretat de un tip care termina în inginerie, știi? Și de asta perspectivele pot să fie total diferite. Exact. Țin minte, am lucrat câțiva ani la o multinațională și, printre altele, făceam acolo și tot felul de stagii de pregătire. Și unul din stagii era despre delegarea atribuțiilor subiectul. Și un exercițiu care îl făceam, erau cinci colegi trași la sorți, trebuiau să iasă pe hol. Se prezenta un text destul de scurt, ceva de genul: mâine este ziua în care împlinește magazinul nostru 100 de ani, trebuie să facem o chestie festivă, a fost invitat președintele României care vine la ora 14 și trebuie până atunci să pregătim nu știu ce masă, să avem grijă la rafturi să fie nu știu cum, o să intre prin zona nu știu care, o să meargă acolo la masă, o să spună câteva cuvinte în care o să zică despre nu știu ce și apoi noi o să aplaudăm și el o să plece, ceva genul ăsta. Era un text relativ ușor de înțeles. După care era desemnat câte o persoană care să transmită unui din colegii din afară, intra câte unul, îi transmitea textul de câte o persoană, după care acela transmitea la următorul, la următorul și la următorul. Cumva se simula de la director până la lucrătorul comercial ce trebuie să facă fiecare. Și se transmitea mesajul ăsta. Și până la ultimul, de obicei, ajungea ceva genul: vine președintele, o să zic nu știu ce, pleacă nu știu cum. Și cam atât mai rămânea din mesajul inițial. Sau o poveste așa foarte... Se pierdea foarte mult din mesaj la fiecare transmitere, practic, un fel de telefonul fără fir. Și cam așa funcționează lucrurile. Tu te chinui să faci niște chestiuni, dar respectivii care se uită vor înțelege fiecare ce înțelege. Și de multe ori mai este și o altă problemă. Pe YouTube ar trebui să existe o minimă responsabilitate, pentru că am văzut mulți oameni spunând multe prostii. Ori dacă tu faci prostii la tine în stupină, îi cu mâini. Nici aia e ok, dar în momentul în care tu promovezi niște prostii, gen, am văzut tratamente cu tot felul de lichide pentru mavri, pentru alte chestii, băgat toxine în stupi, dar așa, la Mă creu, cu gândeam că te iei de sticlă. uleiuri esențiale, că să vezi cum se rămân la cap acum, știi? Uleiurile esențiale, nu vreau să mai spun părerea, totuși e mai greu să faci daune Nu, majore. nu l-ai folosit tu la masaj, să vezi tu ce părere ai pe Ok, omul. da, exact asta, da. Un ulei esențial de cocos, așa, fermentat, așa, chiar merge. A, nu, nu, Exact. e altă combinație. Fagurii ăia albi luați din crestăturile de pe podișoare sau... Poți să aveți și miere dacă știi cum să îi conservi cu miere, da? Cum să nu poți să faci, cum se spune, poți să faci, să iei fagure albi, nu știu, ulei încins, topești, faci așa o emulsie din fagurii respectiv,
cu niște extract de gălbenele în uleiul respectiv și poți să faci o cremă de aer de tratat hemoroizi. Deci se pot face multe lucruri bune și frumoase. Și surprinzător chiar are efect, ar trebui să aibă efect, pentru că, mă rog, efectul mecanic mai degrabă. Gălbenele nu știu cât chiar contează, dar sună mai bine să spui că e o alifie de gălbenele decât să-i spui că e Eu încerc o să spun emulsie de ceară cu ulei. altceva. Acei faguri dizolvați în ulei de măsline la 60 și ceva de grade, da? Lăsați să răcească și trebuie să faci bine proporția. Cu greu am calibrat că diferă și uleiurile astea de măsline după unul după altul. Așa. Și pe urmă, iar în baimarin le-am încălzit și am inserat acele uleiuri esențiale și să știi că au avut diferite efecte. Nu-ți povestesc că, na, mai se uită și doamne și copii și Depinde de la ce le-ai folosit, eu mă la gândesc la masaj, câteva lucruri prietene, de la care nu pot masaj, vorbi. la Așa e, masaj, așa, la masaj. da. Da, practic este un lubrifiant care poate fi folosit în diverse situații. Să vezi tu E ce natural, masaj, e bio. bun în tălp faci sau na, pe spate sau na. Da. Sami și Cezar n-au mai zis nimic, ei n-au nimic de Dacă mai comentat continuăm discuția asta, în partea a ajunge doua. din nou la discuții despre Băi, sistemul ascensoare fraților, sau care mai era. Da. dacă ați dat-o pe masaje, eu mă declar incompetent și tac. Eu mă declar om căsătorit cu copii și cu alte chestiuni și în ciuda aparențelor sunt conservator și totuși aici suntem un grup exclusiv masculin, așa că încep să mă sperii puțin. Nu trebuie să te sperii, să știi că sunt 3% din persoanele, sau mai mult de 3% din persoanele care se uită sunt de gen feminin, să știți, doamne. Sunt mulți bărbați, dar sunt și doamne. Așa că trebuie să aveți Păi grijă la așa limbaj e. și ce spuneți. Așa și trebuie. Condimentele sunt mai puține într-o mâncare. Sunt mai bune, mai parfumate, dar sunt mai puține, nu? Într-o mâncare. Așa și cu proporția de doamne. Iar cremele făcute, să știi că au foarte mare efect dacă masajul face cine trebuie. Ok. Cezar, spuneai ceva sau nu vrei să spui nimic despre creme, pardon, sau mă rog, ce prostii mai faci tu? Eu am spus ce prostii mi-am făcut. Am Nu, scăpat cu cremele. cu fața curată de la acidul ăla formic. Am auzit povestea, eu vă ascult Mi-am de la percutat început, repede de practic. m-am spălat pe față, așa că, dar e bine să fii preventiv și să ai tot timpul lângă tine o sticlă cu apă sau. Păi sigur că da, sigur că da, sigur că da. În concluzie, mâine mă duc să bag turte, dar încă nu m-am decis de care se bag, așa că nu le bag. Sau ce să fac? Păi, ce să zic? Dacă o ține tot așa, o să mă uit la ce postați să învăț ce să nu fac. Exact. Bravo! Uite, un alt subiect. Uneori credem că noi încercăm să învățăm pe oameni ce să facă. Dar trebuie văzut și sensul acesta, că de multe ori, dacă știi că o să faci lucrurile în așa fel încât să fii persuasiv, de-aia recomandam psihologia persuasiunii, da? De-aia uneori mă întrebam dacă vin și încep să. Și tu faci foarte bine ce faci, ești la debut, dar eu deja sunt personaj uzat, ars, cum se spune, da? Dacă eu încep să vin cu anumite lucruri, oamenii se plictisesc repede. Și atunci, dacă fac pe prostul, mai sunt unii care se mai cască gura și zic, uite, ăsta chiar e prost de-a binele, știi? Ionel, Da. deci dacă cineva chiar vrea să învețe apicultură și începător, este un canal celebru, cel puțin unul, de oameni care dau lecții și au rămas fără albine, înțeleg. Te uiți acolo, ce a făcut tot anul și înveți de la categoria așa nu. De acolo știi exact rezultatul. Asta e partea frumoasă a jurnalului ăsta apicole, că vezi rezultatul, știi? Și atunci vezi care a fost rezultatul, adică în cazul ăsta s-a dus dracului treaba. Și atunci ai ocazia să vezi ce a făcut omul respectiv un an de zile ca să ajungă la acest rezultat. Și spui, ok, deci așa nu. Asta e prima chestie. A doua chestiune care pentru, da, dacă vrei multe like-uri sau chestii genul ăsta, vizualizări sau așa mai departe, eu am mai spus-o în emisiunea asta, în live-ul ăsta, am spus-o
Este metoda Simonei Senzual, dacă nu mă înșel. Sau, nu, Sexy Brăileanca, una din ele. Care am mai povestit. A fost, eu nu mă uit în general emisiuni, dar am văzut una. La Măruță, cu respectiva doamnă, habar n-am cum o cheamă. Clarifică eventual, mi-amintesc. Și spune respectivul că, uite, nu ești cunoscută ca vedetă porno sau ceva genul Vezi tu ăsta, de ce ai dar... nevoie de tintura aia de larve? Ok, ca să nu mai gândesc la prostii din astea, dar eu îți dau un sfat bun. Dacă vrei să ai, Să-ți într-adevăr, aduci aminte cum o vizualizări, chema. Să-ți aduci dacă vrei o aminte. comunitate numeroasă și implicată, care să țină aproape, și aplici metoda respectivii doamne, care fiind ele, Sexy Brăileanca, se spune. Deci s-ar putea să o greșesc, habar n-am, să o încurc. Și metoda respectivă e foarte simplă. Eu ce a spus, am văzut că tu ai fost la Olimpiada Națională de Matematică, la locul nu știu care, și nu par genul. Și a scris o ecuație pe tablă. Din aia la care eu când mă uit la dânsa sau ceva cu integrale, nu mai țin minte, mă uit la ele și deși am făcut totuși un liceu real, prefer să nu mă uit prea bine la ea, să mă fac în ovăl. Și respectiv au umplut așa rapid tabla respectivă, aveau dexteritate matematică de invidiat, au ajuns la un rezultat care era și corect, au explicat așa din ce se face, cum e, ce se reduce, care e metoda, chestii genul ăsta, care e formula, habar n-am ce. Și Măruțu a spus, bun, și tu de ce vii și la fiecare misiune spune și prostii din astea foarte mari, că e clar că te duce capul. La care ea a spus o chestie, eu dacă vin să spun o prostie, tot prostul râde. Dacă râde, se simte bine, va face rating emisiune. Și eu voi continua să fiu invitat la tot felul de emisiuni din acestea mondene, pentru că voi aduce rating. Dacă eu vin la emisiuni ca să fac probleme de matematică la tablă, toată lumea va schimba canalul, evident că nu voi face rating și dacă nu fac rating, nu sunt invitat, dacă nu sunt invitat, nu fac bani, nu am influență pentru alte chestiuni și atunci nu iese niciun bani nici pentru mine, nici pentru alții. Prin urmare, cine-i prostul în ecuația asta? Eu care fac bani sau prostul care râde din partea cealaltă a televizorului și rămâne tot prost? Cam asta e și chestiunea. Dacă vrei să te axezi pe proști, o să faci vizualizări, like-uri, mai știu ce, aprecieri. Dacă, în schimb, vrei să te axezi pe o anumită categorie de oameni care îi duce capul, care își pun probleme, atunci nu vei mai avea, pentru că, vezi tu, prostia este specifică unora care sunt mulți de obicei, cam în orice epocă, în orice domeniu. Și dacă mizezi pe număr, cam cu aia te alegi. Astăzi am ascultat pauza de masă, am servit masa și ca să țipesc, am ascultat la un moment dat o discuție. Domnul Mirel Palada era, mai era cu cineva, comenta vis-a-vis de recensământ, știi? Și mi-aduc aminte că au fost mai multe repere care s-au dat, dar s-au dat și procentajul de liceu, post-liceală, tehnică și procentajul de școli de astea de meserie și procentajul sau fără școli și procentajul de studii superioare, știi? Și era destul de preocupant. 16% din populația care este România recenzată aveau studii superioare. Procentajul fără studii, deci inferioare gulerilor albastre, nu vorbim de gulere albe, era destul de mare. Nu, nu, nu mai zici nimic. Apropo, te-ai recenzat? Sau ai fost... Așa Da, este. m-am recenzat. M-am recenzat. Scuze-mă un pic. Așa este. Poate că ar conta și nivelul de studii. Dar bunul simț sau 7 ani de acasă ar conta în ecuația asta? Exact. Adică eu n-am nicio problemă să discut și să mă consider un băiat cu 4 clase, dar pot să mă îmbrac curat, pot să vorbesc când e de vorbit și să tac când e de tăcut. Adică înțelegeți? Nu, deci nu trebuie să fii savant ca... Uită-te la generația bunicilor noștri. ca să fii o medie Da. decât Exact. e corect. Deci sunt oameni, eu țin minte din bătrâni,
oameni care aveau patru clase, două clase, ca așa erau vremurile, dar care aveau o logică impecabilă, care aveau gândire critică. Nu neapărat școala în sine este cea care face diferența sau alte chestiuni. Plus că mai este încă o chestiune. Sunt acum foarte mulți care fac școală. Oricum, dacă ne comparăm cu orice țară vestică, 16% este extrem de puțin. Pe de altă parte, contează și calitatea respectivilor. Pentru că în momentul de față e foarte ușor în România să fii bou cu diplomă. Bou cu diplomă, dar contează de unde ai diplomă. De pe la Casa de Cultură, de pe la Păi nu. Spirul Haret, ecologică, nu că nu ar fi voi cu diplomă și la universități cu nume. Din păcate și ele nu mai sunt ce ar trebui să fie. Eu mi-aduc aminte la Roșiuță, la carieră, atelierul de mecanică de strunguri erau comun cu cel al subteranului și acolo am cunoscut un strungar. Ce bibliotecă avea omul ăla și la un moment dat curios am fost să erau câteva cărți care le citisem și eu să pun întrebări, știi? Și să văd dacă putem să discutăm de fișe de personal sau anumite lucruri. Și am rămas uimit, mi-a dat clasă câtă capacitate și cultură avea omul respectiv, strungar. Deci nu conta că, știi? Și aveam colegi acolo în acea carieră, domn care terminase inginerie, unii la Petroșani, în altă parte, care nu avea un bagaj de cultură și cărți citite cum era strungarul respectiv. Știi? Deci, ce încerc să spun, nu este că dacă ai cască albă, adică ești inginer sau ai gulere albe, cum se califică în America, ești neapărat un om deosebit și nici viceversa, poți să găsești oameni și acolo și acolo cu o inteligență scripitoare sau o cultură deosebită. La fel cred că și între apicultori, știi? Ca să ne întoarcem la apicultură, să tragem concluzii. Da, eu cred că o să vă las cât târziu Păi, și deja. tocmai de asta vă invitam la concluzie. Na, concluzia e că Simona Senzoli perimată, nu o să fac audiența, cum ar trebui să vorbim despre frații Tate sau cum dacă îi cheamă Cine? și alte. Frații Tate. Tate, nu știu. Ba, nu știu, eu Da, n-am fost la... ești, deci, Eu... dacă ai astfel de reacții, pare rău să-ți spun. În loc să-ți petrești timp cu cărțile acelea de metafizică pentru gospodină, ar trebui să te mai uiți și tu la lumea mondenă, să Stai mai să iau, vezi not evenimentele, să iau notițe, să fii la metafizică curent cu pentru ceea ce se gospodină. întâmplă, da? Pentru că lumea a evoluat și acum sunt multe alte subiecte. Din păcate, noi am îmbătrânit și am rămas în alte vremuri și nu o să facem niciodată audiență dacă suntem niște bătrânei ramoliți care vorbesc din cărți scrise cu mult timp în urmă. Nu sunt cărți, adică în principiu cartea oricum e specific un om ramoliț, nu. Da, deci trebuie să documentezi apropo de frații Tate și să te adapti din cunoașterea și faptele lor. La fel cum eu, spre exemplu, îmi extrag concluziile din evenimentele starlete respective, care încurc numele că s-a ramurit atât de multe că nu mai știu cine e de fapt. Uite, ca să dezamăgesc un comentator de pe chat, spune așa, mare lucru să pleci în Franța și să te uiți în gora lui Palada și mai rău a maestrului Cristoiu. Mă, uite, asta este, mă uit în gura lui Palada, câteodată îmi place ce spune, îl ascult cu drag pe că Cristoiu mă culcă, e calm în voce, are o chestie care te adoarme, nici nu mai știu ce a spus el despre unii și despre alții. De asemenea, Marius Tucășoi este un tip fain și are și un podcast pe care îl urmăresc cu invitații care are, unii îmi plac, unii nu. Pot să spun că mă mai uit în gura lui Cosmin Gușă când este în emisiuni și acolo invitațiile lui sau clubului de gândire gold. Deci am mulți de genul ăsta care mă pot să facă că sunt ciudat rău de tot și nu exclud, pot să fiu și ciudat rău de tot. Of, Doamne, nu știu cum să-ți spun, dar Nu am nicio șansă de scăpare, nu?
Nu, când ai zis tipa la Ada, cam același lucru care l-a spus colegul de pe chat, aș fi vrut să spun și eu, dar m-am abținut. Dar mă bucur că mai sunt și oameni care au avut astfel de reacții și nu sunt chiar singurul. Bă, uite, Comaroni, Turcescu, Gușă, pe care, la voi știți pe toți de ce să-i mai citez eu. Of, Doamne, ești pierdut. Da, asta spuneam. A, mai era în partea alaltă zi, cum îl cheamă mai pe, la Miercurea Neagră. Nu știu, deci nu, nu. Cum nu Dar poți știi? să Cu adaugi pe listă profesorul și și vedete internaționale. cu liderul Domnul respect. Trump, ce ar mai trebui Nu să mai știu, găsești? nu știu. Am văzut că a fost un filmuleț cu el, cum îi dădea la ursulețul de pluș și dădea o șapcă, dar nu știu. Ok, da, nu știu. Nu știu ce. Deci, efectiv, universul de personaje. Adică, nu știu, dacă te mai uiți la astfel de lucruri, mai înțeleg, dar în momentul în care e o întreagă pleiadă de astfel de persoane. Da, sunt niște. Îmi trezești niște, nu suspiciuni, îngrijorări. 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 Sper să nu fie atât de mari și de fatale încât să nu mai accepti invitația în A, nu, emisiune. niciun caz, din potrivă. No, adică, unul din personajele astea, așa ca și un condiment pe lângă altceva, doar ca să vezi și partea cealaltă, sau să te și amuzi. Pot să-l înțeleg, dar în momentul în care ai o întreagă listă cu toată pleiada asta de gânditori pro-Kremlin, nici măcar nu știu în ce categorie să-i pun, De ce neapărat e pro? Bă, puțin de îngrijorător. ce pro-Kremlin? Numai un pic. De ce vi se pare că e pro-Kremlin de la? Păi, po să fie și pro altceva, po să Domnul fie. Petruc, domnul Nistor spunea că îi place vocea blajină și adorme pe discuțiile cu Cristoiu. La mine din potrivă, dacă îi dă drum, mă trezesc din somn și încep să bată în pereți. Nu, probabil că are un efect de lavaj la creier, așa, știi? Simți așa o curățare, o spălare. Tu știi ce îmi dădea insomnie? Am încercat să văd germană și încercam și eu să ascult cum se numără așa în germană și tot încercat să număr și l-o să adorm. Nu, asta e masochism, nu, deja treci într-o parte, nu, ok, sadismul înțeleg, dar masochismul deja cu învățat germană e mult prea exagerat, Salut pe adică... Mire din Ibița, pe prietenul drag. Spune aici colegul care se cheamă Montan B. Ele, dacă nu ești plătit pentru opiniile politice pe care le emiți, să știi că e destul de trist. Are dreptate. Deci omul are dreptate să spună Hai ce să cauze. vedem. Hai să Deci, vedem. uite. Aștept donații de la voi care mă catalogați în felul ăsta, Deci, să ăștia vedem. ca mine sau ca Cezar, noi eram plătiți de Soros, aveam bani Uite, au pentru venit 100 de lei donații. pentru om, 50 de lei pentru câine, pentru manifestații, pentru alte chestii. Dar cei ca tine, totuși, dacă nu ești plătit, într-adevăr, chiar. Uite, am fost plătit de Sebastian Florin, mulțumesc frumos cu 10 lire, el tot timpul e donator foarte activ și nu mai la mine. Apropo, Sebastian, să știi că merge foarte bine, antena e testată la maxim, numai pe antena a fost cu amândouă sursele și cred că s-a uitat și fica pe telefonul ei și asta a fost super. Mai am cred că 150 de arhive să donatez de pe canal. Muncesc la greu și noaptea asta până mâine dimineață e valabilă, dacă nu e ratat-o din nou. S-a terminat concediul de acolo. Scuze, Gabriel, uite, Nu, mi-a nu, nu a venit venit, plata. dar știi Dar ce, nu știi știu ce? dacă Sebastian e de la Moscova. Trebuie să aflu. Un singur lucru mă frapează în lista ta de personalități. Nu l-a regăsit pe, cum îl chema ăla, specialistul, expertul internațional, Călin Georgescu. A, nu, eu sunt fan a Adrian Severin. Of, Doamne! Dar Doamne, asta îți poate înseamnă să mai rău. că
Asta înseamnă că, virgulă, colegul care v-a trimis de cerire, v-a trimis pentru tratament, de fapt, pentru... El încă mai speră că se Mă, poate face ceva. Exact. tu vorbești, tu ziceai că trimiți baxul ăla de scoci când nu era criză pe aici și ce tot acolo te lauzi, știi? Și acum dai și din... Da. Așa este, dar poate am avut... Scuze. Adică Păi... eu am înțeles că speranța asta cu homeopatie poate să facă minuni, dar eu nu mai sper nici în minuni din astea dacă ajungi la Severin. Aveți ceva și cu Iosefina Pascal? Of, Doamne. Da, și de ea am auzit. Deci, da, mă, n-am ce să vă Era zic. cândva când Guș făcea tot felul de live-uri, era ceva, un fel de... Avea un fel de post radio pe YouTube cu... Avea emisiune și Iosefina aia cu ceva, cu... Da, urmau, urmau. Cu... Da, văzusem la dat ceva, era foarte promovat că plăteau publicitate și era ceva cu descoperise Iosefina asta de armii, laboratoare de armii chimice din Ucraina și Păi de și fapt că tu nu l-ai găsit. rușii luptă ca Tu să nu le l-ai găsit. neutralizeze înainte să distrug omenirea și de asta era justificat ce făceau rușii și o să apară dezvăluirile de fapt că Îl ascult e și pe bombardat de fapt, da. Hanma la canalul, la ăsta, la Ionescu, știi? Cum îl cheamă? Mai ales acolo când vorbește despre extraterestri, foarte interesant. Și chestiile geopolitice par interesante, dar când vorbim de originea noastră civilizațională, că noi venim de la... Cum îl cheamă? Da, și ce n-am auzit? Era unul Roxin, Daniel Roxin. Nu-mi intră în atenție. Deci Eu... totuși, poate totuși ești doar pe partea asta filorusă, nu pe tot misticismul, dar încă nu Cum? am rog. Nu știți pe Roxin? A, ce fel de N-am băut-o. naționalist suveranist? N-am băut-o bere cu Da. el. Eu mă știu, da, cum mă știu, sunt și druid, că de-aia intru în contradicție cu voi, cu progresiștii. Măcar un din ăla, cum îl cheamă, Puric. Aoleu, mămicuța mea, da. Dar măcar așa ceva, nu știu. Noi acum nu știu dacă noi încercăm să vedem exact tiparul, să stabilim exact patologia, știi, ca să vedem cât e de generală sau de aplicată pe filieră. Deocamdată nu știu cum să spun, dar ești așa foarte legat de Kremlin, dar pe filieră directă, nu și pe partea de extensie, așa. De Victor Orban, ți se pare un bun premier? Un premier Ungariei. Stați Ți-ai puțin, dori dar un câte conducător ca becuri? el? Stați puțin, Da. domnul Petru, câte becuri trebuie să se mai aprindă? Adică... Cred că ar trebui să participe la 24 la președinția România. A Da, apărut bun. aici omul cu Uite, albina în gură. A apărut aici. Da, e să frumos facem că putem să pășcălie de nu ordin știi și pe să ne... Roxin, ești ultimul. Da, alfabet? Nu înțeleg. Sunt Păi dislectic. nu, că daci n-aveau alfabet, n-aveau scriere, deci Da, nu băi, contează, acolo poți. tovarășul Leonard, dacă vrei să mă exprim mai clar, că eu nu prea citesc bine, te invit să vii aici. A apărut Nilo. Păzea. Mai era ăla de la Nașu TV care fugi prin Canada. Cum? Era și pe acolo unul care făcea emisiuni. Oh, Doamne. Nașul TV. Da. Nu știu. Bă, voi da sursă de inspirare. Voi mă faceți aici să găsesc cât mai multe. Da. Uite, Da, interesant. trebuie, cum spun, trebuie să... vezi tu, oamenii ăștia conspiraționiști, ei au o pleiadă mai largă adică nu ascultă doar de Cristoiu și Gușă. Mai au un Comaroni, un Iosefina, un mai știu ce. Tocmai ca să spună la o discuție, domnule, dar eu nu ascult numai de unul. Eu am vreo 7 jurnaliști pe care îi urmăresc, ale căror opinii le ascult în fiecare seară, le compar ca să văd adevărul propriu. Și încercăm să găsim așa care e universul de la care te adapi, așa, știi? Să vedem până unde se extinde ramificația asta. Na. Așa e ca Chiriac la și... medic, și merge acolo și întreabă ce ai mâncat, cam faceți mișcare, și ca să vadă
cum Să îl chema? găsească și cauze și niște remedii. Domnul Chiriac, doamna Tache și mai este domnul respectiv care tot timpul critică. La Miercurea Neagră. DC Nu News, pe știu. DC News. Aha. Păi poți să-i critici și pe dânsii? De nu-i cunosc, din Păi păcate. vezi? Deja, Poate deja vezi? a intrat în Și niște... doamna ta că este antrenoare de generali. Da, ar fi trebuit să o cunosc. Cu ocazia asta, eu am cunoscuți care la vârsta mea deja se gândesc la pensia specială, când mai au puțin și dacă nu fac prostii mari, se pensionează. Asta e viața. Dacă o Deja fac. că o cunoșteam pe doamna Tache și m-a antrenat când trebuie, acum aveam un alt univers în față și alte chestiuni. Unii mai aspiră, Deja nu? mă gândeam ce fac câteva sute de milioane pe lună. Mă duc în Thailanda, mă duc mai Nu. des, mai rar. Unii mai aspiră, nu? Nu trebuie să speri speranța, merg mai departe. O să vină cumva. Nu. Da. Da, doar, cred că trebuie să-mi schimb și eu. Dacă doamna respectivă face general, oricum, surprinzător este că eu am cunoscut mulți foști militari sau au fost polițiști cu grade înalte și cam toți au același profil de surse de inspirație ca tine și asta mă îngrijorează profund. Poate, na, cum ce să zic? Adică nu cred că ți-ai greșit cariera, că probabil că ți-ar fi... Adică ai profilul unui Dar eu am mai special spus-o. român. Eu am mai spus-o. Datorită faptului că străbunicul meu a luptat sub comanda mareșal, cred că era mareșal, român, Da, Bogdan Antonescu. Trecesprutu, și a picat prizonier și Dar a și făcut bunicii lagăr. mei au făcut chestia Și asta, da. au fost picat prizonier și au făcut lagăr acolo și pe urmă în final a ajuns acasă. Dosarul nu, meu nu permitea să am studii de armată sau de asta. Eram, na, cu dosar neserios, cum se spunea. Da, origine sănătoasă. Cam așa ceva, vezi? Ce să spusesc? Da. Am mai spus-o și altă dată. Bunicul meu era mai mic de statură decât mine și lor încuruja niște jandarmi așa mari ca tine și i-a cam tăvălit, dar în final a primit un pat de pușcă în cap de la o reușit să-l prindă și a avut câțiva ani de pușcărie. Dar asta n-a dat rău, că pe perioada imediată următoarea s-a interpretat că era un activist, știi? Dar totuși era cu pușcărie, că s-a bătut cu jandarmii. Era un haiduc. Na, știi că morala e ca în discursul acela lui Putin, că vrei, nu vrei, frumoasa mea, tot acolo ajungi, știi? Adică și în cazul ăsta cu jandarmii, sunt potrivit, dar tot la pușcărie au ajuns. Da, a ajuns, da, după ce i-a tăvălit și pe ei pe jos. Da, dar până la urmă știi cum e chestia, e ține de finalitate. Pe A, finalitatea era... acesta a fost un strigăt din sufletul oltenesc. Mamă mia, vin... nu vin că n-am viză. Sunt câteva zone în care nu pot să vin. Uite, la tine nu pot să vin. În Iugoslavia, în Serbia nu pot să vin, în Ucraina nu pot să vin, în Moldova nu pot să vin. Da. Da. Se pare că numai de apicultură nu avem chef. Nu avem chef de apicultură, că cu cine să ne facem cheful dacă oamenii nu au avut altceva de discutat vis-a-vis de turtele mele. Bă, știi ceva? De ce să mai bagă turtele alea? Mă apuc să frământ eu niște cocă. Să fac niște clătite. Atâta turte, atâta turte. Le place albinelor clătite cu mure. Sau cu afine. Încercăm. Da. Dar nu trebuie să spui așa, trebuie să spui am găsit secretul apiculturii în Franța, clătitele cu mure. Nu respect clătite, zile și tu, cum se spune în franceză, la crep, crep cu mure pentru albine. Dacă le dai, le crește nu știu ce, le se umflă gușa și o să cale de Dar ce? 7 ori mai mult Dar nectar. nu, prieten, la ce să le dau clătite? Clătitele le mănânc eu, lor le dau somatropină. Problema este că dacă spui cuvântul ăsta, s-ar putea să fie unul care să crede că e înjurat. Deci trebuie să-i spui ceva mai altfel. Când intri cuvinte din astea care se termină așa, deja se schimbă canalul. Nu, tu trebuie să spui ceva, dacă chiar vrei, secretul dacilor s-a păstrat în Franța.
am găsit de ce spunea Herodot că era plin de albini și ziua nu puteai să umbli de așa de multi. Cum de făceau dacii să aibă așa de mare populație de albine? Și bagi acolo vrăjeală din asta, dar și eventual spui după aia la finalul filmulețului să nu spuneți la nimeni, secretul dacilor trebuie să fie bine păzit, e numai pentru voi. Și gata. Și o să vezi. Fiind, cum se cheamă asta, în finalizări, ce spun, la prostii, o să vezi vizualizări.